Premierul Dorin Recean a criticat în mod direct două judecătoare denunțând deciziile lor recente în cazurile legate de frauda bancară și furtul miliardului. Recean consideră că aceste decizii reflectă o problemă în sistemul judiciar și susține că va continua să dea nume chiar dacă va atrage critici. Una dintre judecătoarele de care a vorbit prim-ministrul este Angela Catană, magistrat la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Avem judecătoarea Angela Catană, care a dispus că Banca Națională din Republica Moldova este civilmente responsabilă pentru dosarul frauda bancară, acolo unde procurorii învinuiesc factorii de decizii din Banca Națională care au admis și au contribuit la furtul miliardului. Eu o să explic ce înseamnă civilmente responsabil. Asta înseamnă că Ion fură de la Vasile, Vasile caută justiție și se adresează în justiție, iar justiția dispune nu Ion să recupereze prejudiciul lui Vasile, dar familia lui Vasile să recupereze prejudiciul. Și asta e complet inacceptabil. Cea de-a doua decizie a instanței la care s-a referit premierul ține de comasarea a două cauze penale pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Vizată este Ludmila Beșliu, tot de la judecătoria Chișinău. Mai avem judecătoarea Ludmila Beșliu, care a decis că dosarul unui inculpat pe furtul miliardului, și anume Plahotniuc, trebuie să fie comasat la un dosar mai mare. Știți cum era anterior? Haideți să dăm tot la colhoz, că la colhoz se fură și nimeni nu este responsabil. Ori intenția probabil era ca toate aceste procese să deruleze la nesfârșit. Judecătoarele vizate nu au venit deocamdată cu o reacție și nici nu am reușit să obținem datele lor de contact. Natalia Jurminski, responsabilul de comunicare cu presa din cadrul judecătoriei Chișinău, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție și a exprimat îngrijorarea și dezaprobarea față de declarațiile prim-ministrului Dorin Recean, în care acesta a criticat două magistrate, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova. Potrivit asociației, declarațiile premierului Recean, prin care a nominalizat judecătoarele Angela Catană și Ludmila Beșliu, constituie o încălcare gravă a principiului separării puterilor în stat și a independenței judiciare. Această recidivă nu poate fi trecută cu vederea. Asociația Judecătorilor din Republica Moldova face un apel către prim-ministrul Dorin Recean să se abțină de la asemenea declarații care pot compromite independența și integritatea sistemului judiciar, a reacționat Asociația Judecătorilor. În acest context, Asociația Judecătorilor spune că va sesiza nu doar ambasadele acreditate în Republica Moldova, dar și Consiliul Superior al Magistraturii să analizeze cu atenție aceste atacuri la adresa independenței judiciare. Contactat de noi, președintele CSM Ion Guzun ne-a spus că instituția pe care o conduce va veni mai târziu cu o reacție oficială la acest subiect. Referitor la cele două cauze penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc, comasate, despre asta a anunțat pe 22 ianuarie Procuratura Anticorupție. Astfel, judecătoria Chișinău, sediul Buicani, a admis cererea avocaților lui Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează la o altă cauză aflată pe rolul instanței din anul 2021, în care 7 persoane au statut de inculpat acuzate în dosarul frauda bancară. De menționat că aceasta nu este prima critică a premierului la adresa judecătorilor. La începutul lunii decembrie, Recean a făcut public numele judecătoarelor de la Curtea de Apel care au anulat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale privind excluderea din cursa electorală a candidaților partidului politic Șansă. CSM a cerut atunci premierului să se abțină de la asemenea declarații. Asociația Judecătorilor a declarat și atunci că afirmațiile premierului constituie o încălcare gravă a principiului separației puterilor în stat și a independenței sistemului judiciar. Tot o încălcare a principiilor separării puterilor în stat a calificat gestul și liderul Șansă, Alexei Lungu. Iar Consiliul Superior al Magistraturii spune că divulgarea numelor judecătorilor din cadrul completului de judecată, combinată cu acuzații, poate fi tratată drept o formă de presiune.
acțiune inadmisibilă asupra magistraților. Curtea de apel a refuzat atunci să comenteze declarația șefului guvernului. Astăzi, Recean a spus că va continua să spună numele judecătorilor care ar emite decizii ilegale. Voi continua să dau nume indiferent de câte proteste și nemulțumiri vor fi de la diferite asociații, care în loc să se ocupe de integritatea procesului, fac declarații. Vreau să încurajez toți judecătorii onești să facă un pas înainte și noi gradual să curățăm justiția de corupție, a declarat Recean.